Sau și v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum dintr-o zonă mai secretă așa. Hai să vedem. Uite-te în dreapta. În dreapta? Bă, ce mișto se vede. Nu? No? Chiar, uite-te la... Uite ce mișto se face. La ce, la parcul de distracție? Da, da. Da, e super șmecher. Are mai multe animații, mi se pare. Niciodată n-am văzut animațiile astea așa de aproape. Altfel, vezi? Chiar e șmecher. Oh my god. What the fuck? Ok, hai să trecem peste. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria de GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Pite și... Mamă, frate, dar s-a dat... Carul în spate. A murit! Uite cum s-a dat! Culeșin! Băi, frate, deci am sărit pe lângă, ești nebun. Hai să ieșim, deci asta e o zonă închisă, deci aici n-ai cum să ajungi decât dacă ți iei un elicopter. Și uite, o să mai iau o dată pe pisica cu elicopterul. Mihai, tu poți să stai aici? Ia-mă și pe da. Mine. Că oricum venim înapoi. Și să mai explorăm puțin zona asta de aici, pentru că e interesantă. E clădirea aia cu cifra de la GTA. Da, 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 e hotel. E hotel ăsta? Da. Mă, el arată prin sniper, că se vede mai mișto. Uite aici, hop. Așa? Deci fără elicopter aici nu cred că aveți cum să ajungeți. Cel puțin n-am văzut eu o metodă sau ceva să poți să ajungi în zona nici asta. Nici n-am văzut. Și nici n-am fost până acum aici. Am găsit o întâmplător, a zis, bă, ce e asta? Da, pentru că era ceva înăuntru acolo și în tot timpul mă întrebam ce o fi, mă, la clădirea aia și uite. Foarte mișto făcute animațiile de lumini de la roată, să știi. Știu, am văzut. Adică bă, au vreo 3 sau 4 modele diferite. Ce cred unde este mai creiți. Poți să te urci pe aici. Așa, uite așa. Te-ar ca să te arunci era? Da, da. Vrei să nimerici piscina. Da, pisica nu prea nimeri piscina. Da, eu am nimerit aici lângă. Un metru lângă, mai puțin. Am văzut cu capul de bordură. Sfai de viața mea, îți dai seama. Dar cred că și la înălțimea aia și dacă stai în piscină tot te lovești. Ia, hai să-l vedem cum sare. Oh, what the fuck? Și m-a speriat. Te-ai speriat, hă? Stai gata? De ce s-au panicat oamenii? Aruncătorul, pentru că a dat cu flare și flare-ul tot timpul panichează oamenii, nu știu de ce. Păi da, dar nu-l văd. Sunteți pregătiți? Da. Sunteți pregătiți pentru cea mai tare aruncătură? Sunteți gata? Sunteți gata? Suntem gata. Pregătiți? Pregătiți, foarte pregătiți. Ia uite. Și aruncătura... Nu merge, stai. Aruncătura... Wow! O, da, super. În picioare, tari. În picioare. Ce notă am luat? 10 plus. Yeee, 10! Hai să mergem de aici. Tu flip. A căzut, e, da. Și a căzut direct, puteți să lăsăm elicopterul aici pentru că noi avem mașini în zonă și avem niște mașini pe care nu le-am mai avut până acum. Așa că, asta e mașina mea de aici. Da, sunt diferite. Niște mașini de lux. Da-mea. Mașini da. Șmecheroase de lux, eu o să-mi fac decapotabilă, psica n-are decapotabilă. Bă, frate, și eu mă intoxic aici de la fosfor. Că mă înșel. What the fuck? Vezi că e aia pe motocicle, hai să mergem la tuning. Da, n-au făcut nimic băieții. Bă, nu știu, cel puțin din sesiunea asta am văzut că oamenii sunt destul de ok. Nu prea te atac așa de mult, să zic, momentan. Dar... Momentan, da, nu poți să știi. Pisica are același model ca mașina noastră, ci că... Pisica, mă uit să văd unde variantă. E... Unde e tuning-ul? Haideți la tuning-ul celălalt. E destul de aglomerat în oraș la tuning și nu prea aș vrea să fim bubuiți, așa că... Mergem la ălălalt. Să sperăm că nu o să ne luăm vreo rachetă de la elicopterul ăla care zboară pe acolo. Băi, suntem jucând în... No, fuck. Jucând în free roam, n-ai cum să știi vreodată ce se întâmplă. Chestia asta, după ce că e mare, mai și fuge spatele, știi? Și a ieșit grea. Știu eu. Dai e mașină de lux, n-ai ce să faci. Aoleu. E grea, frate, dar și că să întorci cu mașina asta în viteză mare. Să tragi una de mână și să o arunci în drift. Da. Doar așa, o întorci cum vrei tu. Oricum se vede mișto dinăuntru, adică e de lux, așa. Mișto asta, versiunea decapotabilă. Bine, poți să pui și capotul ăla asta. E mișto și cealaltă și faza la cealaltă e că poți să o faci blindată dacă vrem. Da? Mhm. Asta mea? Da, asta ta poți să-ți... Eu am luat-o că normală, n-am zis. Am luat-o normală, dar dacă vrei neapărat poți să-ți o iei blindată. Blindată are chestiile alea pe laterală și geamurile sunt un pic blindate ca Mercedes-ul ăla meu. Da, măi, dacă am nevoie de blindată, mi-au cu urma să-mi insurgentul, sincer, n-am nevoie de alte mașini. Știu, eu știu. Uite așa. Uite, la întreabă dacă e un vehicul bun. Bă, cu Roma pentru misiuni, sincer, da, e cea mai bună pentru misiuni. Pentru altceva, dacă ți-ai luat o rachetă în curma, te-ai dus. Și pentru altceva, insurgentul, aș zice, da? Da.
Brakes, nu știu dacă poți să tunezi mare lucrul ăsta. E urgentul, că se mai ia gheuri și chestii. Horn. Cred că se tunează mare chestiile aia, dar hai să vedem. Brakes, aoleșiu. Măcar să-mi pun neoane pe ea. Motor, explozive nu, horn nu. Lights, da. Să văd ce neoane să-mi bag. Hai mă, deschide-te. Un lime green, un mint green, oh. Cum arată backlight-ul ăsta pe ea. Blue. Da, blue ăla e frumos, rău. Sau electric, no, blue normal, parcă mai degrabă. Ei, armură, nebunie. Tu vezi câte, what the fuck, câte culori poți să-ți bagi. Turbo. Poți să, mamă, poți să fac. Are accelerație maximă. Ci că... Nu zic nimica vizuală aia. Știi care e faza? Oh, ce mișto arată apa alb. Arată mișto pe alb. Da. E două culori, nu? Da, da, blue și silver mi-o fac. Înainte-i fac roțile, după aia fac culorile. Da, știi care e faza? Wheel type. Roof color, dar gen nu văd roof-ul, că e decapotabil la mine. Mai așa la mine. Trebuie să ieși afară să pui capota. Ma. Ce stupid. Acum realizez și eu. Stai, hai să vedem cum se Stone fie. Silver, bă, arată mișto. Oh, poți să schimbi bordul, ești nebun. Păi ce facem, bă, nu vreau. Bordul, dar nu se vede. Transmisie. Frate, lasă, nici nu trebuie să tunezi nimic vizual, pentru că e de lux, adică... A schimbat roțile, dar încă nu m-am hotărât cu ce. Tot ceva așa de lux. Mamă, ce mișto ar așa. Acum, gen, fiate, dacă te duci la Stogrims, la Aristogrims, la Tuner, nu, pardon, la Sport, du-te la... cum îi zice? La du-te Sport? La, du-te la GT1, ei sunt identice cu modelul stock al mașinii, identice, numai că au altă culoare. Da, pentru că alea sunt crom. Un roșu. Tot așa un roșu, dar ăsta e prea deschis. A, ăsta e bun. Nu. Poate sunt un pic mai mari. Da, asta vreau și eu, să fie ceva foarte mare și să arate așa agresiv. Cred că ăsta ar fi ok. Da, nu găsești nimic aici. Nu prea sunt astea așa agresive de care vrei tu. GT1 e cam cea mai ok, nu știu, mi se pare că e cea mai ok. Am dus la celelalte. Tire design custom tires, nu vreau custom tires, că arată oribil. Red, ok, red. Să fac un blue tire smoke. Uite-te la high-end, la Carbon Inferno. Zici ce părere ai. Stai. Carbon? Eu zic că e interesant. La... Arată bine. Asta da, Carbon bine, Inferno, da. Carbon, da. Dar e carbon, frate, nu se potrivește cu modelul pe care îl fac eu pentru mașină. Culori? Da. Sau solar. Parcă se vede bine solarul. Stai, să ajung la el, solarul. Stai să-mi pun capota. Mamă, cum arată cu albastru. E prea încărcat, dar merge. E versiune și carbon la ea. Îmi pun capota ca să văd cum arată, wow. Carbon solar, da, acum am văzut. Varianta pe negru. Aș alege, aș opta tot pentru ceva argintiu, parcă. Mamă, chiar arată așa ca, zici că e de mafios. Asta parcă se transformă într-un robot. Super tare, mi-o pe asta. Sunt curios dacă o fac pe negru. Da, așa să văd. Așa. Frumușel, îmi place. A, pe negru e ok, dar parcă am prea multe mașini negre recent. Red. Eu nu m-am hotărât să la roți încă. Sunt pretențios. Metals. Okay. Gold. Asta e niciun caz. Mașină de haur. Suf. Am ajuns la SUV, ca să înțelegi. Nu, până nici acum nu te-ai hotărât? Am la... Da. Horn. Oribil. Nu... Perfect. Încă mă uit la secondary color, că nu știu. Am ce să... Am găsit ceva. La mine are popuneața cam umflată. Pare că am mușcat o albină. De popuneață. Am mușcat o albină? Da. Bun asta. Pe bune, să vă uitați la popuneață. Pro Tires. Tires mă interesează și acum trebuie să vă obsesc, roof color, aoleu. Aia cu roof color are niște culori așa ridicole la unele chestii, nu știu. Dacă trebuie să-mi pun capota. Pot să mă fac tot blue și silver, pot să fac toată. M-a spawnat afară instant. Pot să fac într-o singură culoare. Oh, da. Yeah. Dacă și la Headhunters. Ternuță. Mamă, ce accelerație are. Arată bine, frate. E mișto rău. Uite-o, pisica aici, scrie pisica. Mamă. Ia vedem ca să vezi că scrie pisica pe ea. Mașină de lux, frate, într-o singură culoare și cu neonul albastru, chiar îmi place cum arată. Arată bine rău. Arată bine rău, ești nebun?
super. Place. Bă, da, cu ce mașină seamănă în viața reală? Nu cunosc eu mașinile. E o mașină care arată așa. Care arată așa. Uite-te, deci boticul e, să zic că-s diferit. Oh, e periculoasă, probabil... zici că e de James Bond sau ceva. Ia vin încoa, ia vin încoa să te uiți la poponeață. Vezi că e umflată, zici că a mușcat o albină? Da, da, da. Vezi cum e? Da, bine, sunt diferite mașini. Bă, vine cineva la noi. Arată, a ta arată mult mai bine decât a mea. Adică mă refer la cum arată și mașina. Primary. Și... e frumușică făcută. Asta e gri? Sau e bluish silver, e un albăstru. Da. Adică depinde, ia, în funcție de lumină cum o să arate, da. Bordul nu merge să-i schimb culoarea? Nu merge să schimb nimic la ea. Decât culorile. Să schimb bordul, e roșu bordul. Da? Aveți culoare, da, de pimp. Ia uite, intră în ea acolo să vezi. Vezi, am toată piele roșie, ești nebun? Mișto. 5.000 de euro, mă, costă toată pielea de acolo. 5.000 de euro, din târg. What the fuck? Adusă din afară. 5.000 de euro. No, la mine, cum am luat-o așa, dar faza mișto e că poți să faci decapotabil, știi, că dacă vreau... Ia, decapotează-o. Mișto, frumos. Bă, ce-i tot explodează pe lângă noi? E elicopterul roz, care ia ținta, e pe lângă noi, știi? Mihai, da, ești și tu de acolo sau...? Da, în curând, stai. Ploaia, sau nici acum nu și-a ales roțile. Nu mi-am terminat cu roțile, sunt la vopsele. What the fuck, tot explodează pe lângă noi, s-ar putea, da, să murim. Da, pentru că e ținta lângă noi și... Se bată ăștia? Da, se bată ăștia. E doar misiune. Și știi, că copiii poți să faci total diferit. Poți să faci mașina în trei culori. Bă, da, e prea mișto culoarea, ți-ai ales-o tu. A început să ai gusturi la culori, îmi place. Pe bune de nu. Și cu fumul e tot albastru, ca neoanele. Nu sunt convins la culorile astea definitive, dar... Se vede super bine și albastru ăsta și... Poți să ți le mai schimbi pe urmă. Mama, alunecă ceva. E cam colorată partea aia. Sus! Frumos! Frumoasă mașină, Mihai. Tocmai ți-ai scos din... Mă duc să o repar. Ia stai să o admir. Bă, arată bine, dar mai mult îmi place parcă lui Max. E prea colorat. Fac e prea colorată. Eu mi-am făcut-o mai minimalist, așa, știi, mai... Am ales un roșu de ăsta mai potolit, așa. Nu, că am și eu roșu, dar genul... Dacă era, mi-o făceam roz. Imaginează aici ciudat, adică într-o lumină are o culoare, într-o lumină are altă culoare. Dacă ești afară, arată diferit decât era de aici de la neoane. Cine are claxonul ăla? Eu! Respray, secondary color. Metale. Mișcă, bă, ăsta. Hai să mergem de aici, că... Dacă schimb culorile acum și mișc. Sufletul meu! Milimetric? Da. Interesting. Hai schimb și rufuri. S-aude și mișto... Mamă, ce accelerație are. Istoria GTA Online e indecis. Mereu știa ce trebuie să facă. Da. Ce s-a întâmplat? E mașina pretențioasă. Nu merge să pun chiar ce. Avem rampa aici, dacă vreți. Dar habar n-avem de rampa. O să-i placă lui Max. Sărim de pe ea? Zici că-s mai fiot, n-ai nimeni culoarea acoperișului, dar e ok. Oricum ăsta merg cu el strâns. Dacă vine vreo ploaie, am scos acoperișul. Trebuie să-l fac la fel al Ice White. Unde sunteți? Mamă, dar frumoasă e. Aici pe undeva. Și deja nu mă mai vezi înăuntru, că am geamurile alea așa. Dar pe mine mă vezi? Nu, nici pe tine. Hai că arată bine. Arată bine și-l Mihai, că m-am dat. Hai, bagă, dă-i drumul pe rampă, hai. Dă-i drumul pe rampă. Ai nepoțul? Să te văd, să te văd. Să-mi iau, mă. Dacă se învârte, e Sonic. Mamă, ce drift a făcut! Ți-a plăcut, da? La limită l-a făcut. Așa e frumos. Și... Salut! Asta e pe cealaltă parte! Astfel de lume! Aoleo, Mihai, cad pe tine! Eu am rămas pe pot! Mi-ai spart geamurile, nu... Eu am rămas pe pot, băi! Asta e potul? Mi-a sărit prea puternic, aparent. Hai că o să-ți așa. Dacă vezi că te prăfuiești pe aici, eu am lăsat-o. A sărit pe sigasar ăsta, că nici ea. Bă, poți să mai dai o dată pe ram. Aoleo! Păi zea oameni buni! La noi să ne oprim pe pot sau? E pisica lul. Nu, am ajuns pe partea cealaltă, hai să mergem pe aici. Ia căzut cap... Stai. Ți-a căzut capota? Putem să trecem ăsta, oare? E să treci podul. Am trecut pe partea cealaltă, e bine. Bă, să știi că accelerează bine mașina, nu mă plâng. Pentru cât de mare e. Da, e masivă.
Dar și alunecă foarte mult. Mașina mea, da. Am pierdut și încă ușă. Mi-ați rămas acolo? Mamă, cum o să arate mașina mea. De ce nu pot să-mi scot... Accident! De ce nu pot eu să-mi scot asta în timp ce merg? Trebuie să mă opresc. Da, trebuie să n-ai peste 30 de kilometri sau 15 kilometri. Pentru că uneori merge. Aoleu! Ce-a fost asta? Cum, deci știi ce am făcut? Știi că nu mă opresc? Gata. Îmi puneam asta și a sărit pe ea în timp ce mi-o puneam. What the fuck? Am pierdut toate ușile pe partea stângă eu. Hai să mergem, hai. Hai să mergem până la birou. Hai. Bă, dar cum a fost... Ce făcea și acolo, Max, dacă nu știu. What the fuck? Ce-o sări peste mine, mă, ești nebun. Ai fost ramba. Birou-i înapoi. A, vine unul pe aici, aveți grijă. S-o luăm invers. A trecut și a fost de treaba lui, sper. Sper și eu. Dar o să scot C4 pentru orice eventualitate. Direct scot pe geam C4. Foho! Mergem la firmă? Uite că, da, e și ceva viteză acum că are turbo ăsta. Bă, da, de ce sunt două elicoptere, unul portocal... A, e ăla, da. Sunt inamici, sunt de-aștia inamici pe acolo. Hai, bă, Mihai! Mihai, ia-ți, fii atent ce facem. Opa, băieți, da, ce-am găsit? Ia cele mai, ia un crate sau două. Băieți, am găsit ceva mișto, mai mișto decât crate-urile. Ce vrei găsi? Să facem un experiment? Ce experiment? Ia vin încoa, Max. Păi nu știu unde ești. Am ajuns departe. În spatele tău sunt, vin încoa. Vin încoa să spun clar. Ok. Ce vezi tu aici? Ma. Ce spui, să facem cinstele de poliție dacă ne deschide ușa? Vrei să stăm pe loc? Să ne deschidă ușa? Da, noi să stăm înăuntru, fără să tragem, fără nimic, ale mișcați. Să facem 5 stele de poliție, să stăm pe loc, să vedem dacă se poate... Vrei să intrăm în mașina aia, te referi? Da, 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 exact. Păi, da, putem să facem asta ca un challenge, dacă vreți. Da, vreau, vreau. Mersi. Vreau. Hai să facem 5 stele. Trebuie să mă duc în spate, stați așa că mă duc de fapt, tu unul singur trebuie să facă 5 stele, că după aia... Bine. Intrați cu toții în mașină și... A, oricum, acum, dacă furi o mașină, îmi dau stele. Oricum, dau cu C4 peste tot pe aici. Deja am 2 stele. Și eu, la fel. Vezi, Mihai, nu te duc acolo, că o să bubă. Opa, așa. Deschideți-mi poarta, vă rog. Nu o să deschidă nimeni poarta. E, nu, ia uite. Doamne, polițist! Asigură-te când te opreștești. Da. Deci facem challenge-ul acum, da? Da. Aruncați cu C4, ce vreți voi? Eu nu trag, nu fac nimic decât mă bușez de ăștia. Eu încă nu am decât 2 strâțe. Și tu două. Și-am dat ăla în mașină. O să-i morc în spate la... Ce faceți, băieții? O polițist! Opa! Deja prăpăr. Tu să nu scoți pe geam nimic, nu că... Nu scoți nimic pe geam, stai. Cum mai scoți pe geam, ți se... Mă arată mașina lui Mihai dintr-o parte ăștia. Da? Dacă dai să scoți pe geam, ți se deschide geamul și nu-i bine. Opa! Eu te-am furat mașina pe lui 1. Ai văzut? Poliția? Da. A, știu. Era într-o mașină, era în altă mașină, nu mașină de poliție. Mă gândeam de ce conduce la așa haotic. Am 4 stele. Ai 4? Da. Cum da. Trebuie să vrei și squat-ul, nu? Stai că mai am puțin și fac 5, cred. Okay. Pa intrăm la pisica acolo. Ia un C4 pe... Faza că trebuie să nu mor, asta e important. A trecut trenul. Dacă vrei, vin încoace. Stai așa. La ofertă, C4. Sări. Mai veni pe lângă mine, că eu bubui toți. Încerc să te protejez și pe tine. N-ai cum să mă protejez, o să bubui tu dacă vii lângă mine. Da, nu l-am dat și de bubuituri, nu știu dacă e sincer. Hop așa. Nu știu ce trebuie să faci ca să faci 5 stele, adică la câtă lume am omorât noi acum. Ar trebui să iei stele, 5 stele de mult. Așa m-aș fi gândit și eu, da. Bă, da, du-te-n pisici, a venit sfatul. Știam. De ce de câtă lume omor? Ai câte kill-uri, trebuie să faci câteva, cred că trebuie să dobori elicopterul, nu sunt sigur. A, am 5 stele, am 5 stele. Da să intru în mașina de... Stai, oprește-te. Hai, repede. Să mergi în față ca să închid ușa așa. Hei, mi-au luat și eu 5 stele instant.
Bun, să nu te oprești, că cum te-ai oprit, vine și ne deschide ușa. Eu am 4. Dar vină înăuntru, intră în spate, că ți-ai 5. Ha. Să nu deschizi ușa, ușa, să nu dai să tragi, că îți dă în jos geam. Hai, vezi. Bun. Perfect. Acum, plimbărică. Stăm așa, cu 5 stele. Atât câtă poliție în spate. Încearcă să oprești. Dar când vezi că vine ea la noi să ne deschide ușile, fugi. Și lasă-i așa să tragă ea. Ok, aștept. Na, ce treabă? Cu ce trag băieții noi? Cu ce trag băieții? Primere și pe tine, Mihai? Nu. N-are treabă Mihai acolo ea. Auzi? Vezi, vezi, dai drum. Dai că vine la Mihai să-l scoată. Le arunc un tirghes acolo, să vezi pe tâția plânsul. Ia, ia să vedem. Ia uite mă că se calcă. Ia uite mă la călcat pe tău. Doamne, ferește. Deci mașina asta e cea mai blindată mașină din tot jocul și practic n-au cum să te moare cu gloanțe. Deloc. Ia poți să dacă se spar geamul ăsta. Da, n-am văzut niciodată. What? N-am văzut niciodată să se spargă geamurile la... Da, pe-am început să apară acum. Ia, lasă-mă aici, lasă-mă aici. Ne luăm toți câte o mașină de-asta? Dacă găsim, da. Trage, trage Mihai și tu. Gata. Să urce, ha. Găsim una și pentru Mihai dacă e. Închide ușa, bă, Mihai. Se închide automat. Vin cu acest sau... Perfect, vin după voi eu. Mi-a spart o roată, băi, nene. Da, nu înțeleg, câteodată nu sparg... Mișcă! ...roțile după... Au crit ăștia, au crit în față. Și câteodată spar roata în primele 5 secunde. Puțin cam greoaie mașina asta, adică... E greu. Dacă e cu asta viteză și lovești ceva, e... Da, e cam... La fel de rău ca insurgentul. Faza e că ia greu viteză, rău. Sigur o să mai găsim încă una. Da. De asta. Uite, în față-s două. Oh, frumos. Ia, what the... Una zbura? Nu? Nu. Doar eu am văzut, înseamnă. Dacă se spanează, posibil să o vezi zburând. Calcă pe asta, calcă pe asta! Mamă, frate, l-am desfigurat. A, ăla e acolo cineva în mașina aia. Mihai, trebuie să-ți iei și tu una. Ia. Da, stai... Hai că îți fac eu cover, stai că îți fac eu cover. Stai safe. Hai că m-am dat jos. Ma, te-ai dat jos în cea mai aiurea situație. Intră, 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 intră. Cred că am reușit. Ide ușa! Prietene, lasă-l pe Mihai. Hai, fire, frate, și... Hai că te acopă. Gata? Gata, hai să iei de-n drum. Mergi pe autostradă? Hai. Fuck, nu pot să-mi tar. Hai, dar atât timp când nu scoateți mâna pe geam, nu cred că are cum să vă facă absolut nimic. Hai în față, hai așa. Hai în față, vină Mihai încoace. Vină pe noi. Aici cred că putem lua viteză mare. Eu nu pot să-mi iau ce știi ce viteză, ca o roată spartă, dar... Te împinge. Trebuie să-ți iei și tu, uite, dacă ți-ai alta. Era una, dar... Ce să împinge mine? Talea, pe jos. Hai că vin. Haideți băieți. Spike-uri, aveți grijă la spike-uri. Da, vezi că n-au rost blindate. Surprinzător, deci mașina e perfect blindată aproape. Da. Date. Tocmai ca să nu fiu de neînvins, știi? Probabil. Ce ciudat se vede cu zăbrelele alea în față dacă te duci în first person. Da, e ciudat rău de tot. Oh. Dar ar fi... Oh, ce e aici? Sunt 3 mașini. Când au apărut astea? Când au apărut? Mă să-mi schimb, mă duc să-mi schimb. Mă schimb, mă schimb, mă schimb. Pleacă, mi-a spart roata, iu! Roata, auzi, ușa! Deja am rezistat prea mult, direct război. N-am mai putut să mă aștept. Frate, s-a hotărât aiu să-mi smulgă ușa. Alea, mie nu mi-arată că am geamul spart, ești nebun? Hai. Ce, tu ai geamul spart? Păi, n-am mai rezistat, știi doar că e un chin pentru mine să mă ții fără ce patru... armă și tot. O, Doamne! E cum ai cenzura? O, Doamne! Exact! Hai să băgăm și o cursă, vreți? Da, vreau și o cursă pentru hai că... Hai să băgăm! Ce ne-am răzbunit? Și acum facem curse! Da, curse! Și acum facem curse! Mamă, ce mașini! Stunt races? Da, dacă cumva nu găsim mașini blindate, luăm o mașină normală. Luăm o mașină pe curse, 2. Și găsim de astea pe stradă o grămadă. E mișto, e... Ai că te distrezi cu ea pentru că nu au ce să-ți facă. În această mașină blindată nu au ce să-ți facă, pur și simplu. Zbubuiți. Hai, v-am trimis invitația, puteți să intrați. Da, acum intru. Oricum, în legătură cu seria asta de GTA, ați observat că încercăm să postăm în fiecare seară și asta din cauza că vă place atât de mult și vă mulțumim foarte mult pentru chestia asta că vedem suportul vostru în fiecare zi. Dar e impresionant faptul că am ajuns la câtelea episod? Nu știu, să cred că e... Eu am peste 300 de episoade și voi aveți tot pe acolo. Da. Și...
seria asta încă e foarte apreciată și asta datorită vouă, așa că vă mulțumim foarte mult. Hai să îi dăm play. Nu trebuie să dau ready, nu nimeni. E cursă cu mâna asta, uite. Îți dă mașini muscle car only. Da, și cu, e cu capcane. Custom Chronics. Da, și îți fuge spate rătă la mașinile astea. Bă, frate, n-am custom, n-am nimic. Voi aveți custom? Am eu custom. Deci dacă o să vezi cu ce joc, o să te strigi de râs. Deci, nu știu dacă e bună, dar o să încerc. Ce surpriză am. Frate, eu n-am custom. Deci, oameni buni, pregătiți diploma de DNF. Deci uite ce mașină am. Mamă! Ok. Hai să văd ce mașină are Mihai, mă. E aia de moarte, de mormântare. Oh my god. Și pe zombie în spate, uite ce simpatic e. Ești pregătit, copilot? Hai, hai, dar plec și cu noi. Am vrut eu să plec, dar... A plecat driftul cu noi. Ia uite, mă, are roți în spate să nu-i se răstoarne. Da, frate. Mamă. Frate, drift. Aoleu, domn. Ia uite, mă, s-au învârtit amândoi. Pleacă, mă. Așa. De ce? Mamă, dar ne-am dus am toți. Da, și eu am monsoiră. Da, toți ce aș lucru. E rău de tot spatele, nu prea ți-i faci. Asta e ideea. Aveți grijă cu drifturile, cum le faceți. Da. E bă, nene, bă, că eu nu fac drifturi. Sfată cu minte. Te ce pisica? Păi, dar ce mașina face? Ce am sărit, ia uite. Nu vreau să fac drift. Mamă, ce sărituri sunt, aveți grijă cum picați aici. Mamă, muzica aia de la Mihai. Eu nu mi-aduc aminte de... Melodia, ascultă melodia. Da, aud, da, asta vine să și râd. Am și eu melodie. Nu, crede-mă, n-ai melodia mea. Dar n-am custom. Melodie de aia de mort? Da, trebuie să vii să auzi. Doamne. Și că trebuie să vii să auzi, asta e o capcană. Da. Este o capcană, clar. Hai să auzi melodia mea, vină mai în spate, în curs. La Mihai și m-am dus a, a lovit, a lovit acolo strâmb cum ar fi. S-a dus, ai văzut și tu? Da, ceva de... A făcut un flip unic. Asta, de curs. Flip unic, o, oh, doamne. Un flip unic, unic, îți dai seama? Flip bunic. Mamă, deci dacă... Dacă te ajung cu mașina asta... Ce-și râde să câștige Mihai? E de râsul curci, știi, adică... Păi, știi care e faza? Eu mi-am luat-o pe asta vrăjeală, că habar n-am dacă e bună sau nu în curse. E prima dată când o conduc în curse. Mihai are o mașină care nu e de curse, eu am o mașină netunată, nenimica, care alunecă în ultimul an. Stai niște, că și asta a mea alunecă destul de tare. Deja m-am întors de zeci de mii de ori. Eu cu pisica am întors, cred că sincronă de 3 ori. Singura chestie pe care am observat-o la asta e că nu trebuie să dai frâna de mână ca să facă drift. Face drift destul de bine și fără. Singură, nu trebuie. Iar am învârtit. Da, ia uite, și eu tot aici am învârtit-o. E dificil la rău curba asta să nu iei. Bum. Tot te învârți. Voi vă tot învârtiți acolo? Da. O, ne-am învârtit acolo. Ala. Știi, după ce treci de finish acolo, prima oară când ne-am învârtit noi, da. Acolo. Ne-am învârtit împreună. Hai să vedem cine ia DNF. Eu, nu? Ce Dumnezeului? Eu? Vin cu Dricu, te bag în spate și fug. Te bag lângă zombiul ăsta, îți face cu mâna. Nu cred. Oh, e minciună. God. A? E minciună. Da, da. Aoleu, curba asta, iau peretele. Am căzut pe rățile alea mici, din spate. Evident că bănuiesc că tu ai chestia aia, Mihai, în spate, de te ajută să nu te răstori, nu? Nu, e făcut ca atunci când pleci după loc, să nu se ridice prea mult. Mamă, ce drift am. Uite-l, mă, cum a terminat, mă. Da, deja? Da, bineînțeles. Wow. Păi l-am o mașină bună, mă. E bună, vorba vine. E bună. Dacă mai fac o dată cursa cu Dricu ăsta, îl bat. Ce să zică și Mihai acum, așa. Serios, m-am învățat controlul. Mihai acum sare la bătaie, vedeți? Da, e da. Periculos. Mihai violent. Frate, arunc cu zombiul ăsta în tine. Ia să vedem. Am dat să mă uit și eu pe ea. Doamne ferește, cum se vede zombiul pe spate și face cu mâna. Face mâna. Am văzut, face cu mâna. Sărac, mi-e să vomite acolo în spate. Oh, what? Deja ai terminat? Da. Pisica DNF? Touch! Da. Nu! Nu! Ia, sunt atât de aproape! Se numește pisica DNF ce avem noi aici, a? Stai, bă! Ce faci, mă? Uite-te la mine. Hai, vezi că ți-ai DNF de dat. Ai grijă. Dumnezeului. S-a oprit, ia mă, că e șmecheră, ia mă. Am scos degetul și nu știam, mă gândeam că poate am C4 ceva și am zis să schimb pe mână. Nu știai de pe care să te scoți? Ba da, dar m-am gândit că am arme. Apropo, foarte puțin mai am și aș vrea un 120 și pot să iau miniganul. Ce vrei? Ce vrei? Boc. Uite ce mașină a avut omul, că n-a avut mașină de racing. Și era cu Dricu, pisica era cu mașină stock.
Și best. Ce facem aici? Oricum, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu un episod în fiecare seară și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!